Hai, hai înapoi! Bă, hai că nu mai jucăm nimic, tată! Hai,
Hai, luați oameni! Acolo, acolo, Ionuț, acolo, Ionuț! Hai, Ioane, hai, veniți înapoi, tată! Iasă și Romi, da. Iasă și Romi, da. Ionuț! Ionuț! Hai, la prima! Că nimic e la noi! Bravo! Bravo! Romi! Romi! Pe Pitor Cevica! Jucătorul cu numărul 8, Romor 2! Mai sus, Cătălin, te rog. Gata? Gata, mobilizare. Gata. Prea mult, că mă vine la șut. Hai grijă, Gluia!
Hai și tu, lupule! Hai și tu, lupule! Domnule primar, încă o dată alături de practicanții de mini-fotbal la Cupa Porcului, o competiție tradițională. Sigur, acum înainte de sărbători, la ce putem să ne așteptăm decât la o competiție de fotbal? Cred că este binevenită, mai ales după sărbătorile de iarnă, dar și acum am văzut o competiție extraordinară, cel puțin finala, cu două echipe foarte bune. Le felicit pe amândouă, de fapt felicit toți participanții. Mișcarea, până la urmă, înseamnă sănătate și felicit pe toți cei care se interesează de un astfel de fenomen și toți cei care participă la un astfel de fenomen. Ce părere aveți de această inițiativă? Iată un porc de Crăciun, să spunem așa, și așa cum spuneam, capătă o tradiție destul de consistentă în trecerea asta și iată câți spectatori adună la festivitatea de premiere. Am văzut foarte multe patim, foarte multă susținere pentru unele, pentru o echipă sau alta, dar văzându-i pe cei de pe teren, nu cred că folosesc prea mult carnea de porc, pentru că arată destul de supie, așa că cred că folosesc alte alimente. Porcul cred că îl folosesc aici, în echipa aceasta mare a Dolce Vita și a campionatului județean de mini-fotbal. Nu prea, la cum arată... Consumă sigur pește, pasăre, dar nu prea cred că consumă carne de porc. Rămâneți la banchet alături de jucători? La o altă festivitate, după care o să revin la banchetul de sus. Domnule prefect, prezent la Cupa Porcului în acest an, ce părere aveți de această competiție? Este o inițiativă lăudabilă, este foarte bine ca astfel de competiții să fie cât mai multe la nivelul județului, pentru că pe de o parte se generează o emulație la sportul de masă și de aici, bineînțeles, vine și plus valoarea în competițiile oficiale și organizate. Este lăudabil demersul și sperăm să se bucure acum după ce au finalizat competiția. Felicit câștigătorii să se bucure de pomana porcului. Ținem la tradiții. Premiul cel mare este un porc, cum vi se pare? Mi se pare interesant, e o idee nostimă și în același timp se integrează foarte bine în acest moment al obiceiurilor și tradițiilor noastre de Crăciun. Rămâneți la banchet alături de jucători? O să stau foarte puțin, întrucât trebuie să mai ajung și pe acasă. Am fost la turneul de basket, am avut manifestările din piața prefecturii cu ocazia comemorării eroilor noștri morți în 1989, în decembrie, și pentru că mâine este o nouă zi de muncă, trebuie să ajung să mă și odihnesc puțin. Mulțumim.
face. Este o competiție, după cum bine știți, organizată sub egida Federației de Minifotbal din România. Parteneri Ursus și Pepsi, le mulțumim foarte mult pentru sprijinul orașului și ale județului. Alături de noi este domnul primar al municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Aplauzele dumneavoastră, mulțumim foarte mult, este alături de noi. De asemenea, alături de noi, domnul echipa de pe primul loc, Proros Vitim. Două baxuri de bere Ursus, un bax de Pepsi. Cască, cele patru finaliste din cele două competiții vor participa în continuare la pomana Portului. Cristinel Rugean, pentru echipa care s-a clasat în acest an pe poziția a doua, Vulturii Fărgășești. Un bax de bere Ursus, un bax de Pepsi, pentru cei de pe locul 2, Vulturii Fărgășești. Cele patru finaliste din cele două competiții vor participa în continuare la Pomana Porcului și petrecerea de final de an din complexul Dolce Vita. Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, pentru a-i premia pe cei care au obținut locul întâi la ediția cu numărul 10, Cupa Porcului. Aplauze pentru Pepi Dolce Vita! Două baxe de bere Ursus, sunt baxele sub Pepsi pentru câștigători. La ediția cu numărul 10, Cupa Porcului 2019, Pepi Dolce Vita! De domnul primar Marcel Romanescu, îi dorim cu că Pepi Dolce Vita! Dragoș, din Liga a doua la Cupa Porcului, din păcate, ați pierdut la penalti. Da, am pierdut la penalti pentru că am ratat eu la penalti și în timpul meciului, în timpul regulamentar, am dat două goluri care mi-au ajutat echipa, dar asta este fotbalul. La penalti este, părerea mea, este o lotărie care n-ați văzut. Acum eu, toată lumea s-a așteptat să marchez și am ratat, din păcate. Asta este, mă bucur că am ajuns până aici, este prima dată când a ajuns Fărgășeștiul într-o finală în Cupa Porcului și sperăm că la anul să o câștigăm. De obicei nu pleci cu mâna goală MVP-ul turneului. Da, sincer nu mă așteptam, dar cred că am câștigat MVP-ul turneului după meciul de astăzi, părerea mea. Dar mă bucur și aștept să fiu și MVP-urile unde o să merg să joc. Mâncați porc împreună. Da, mâncăm porc împreună, mă bucur, lume bună și mulțumim organizatorilor și domnului Bulea, care se ocupă și îi place acest turneu și mă bucur pentru dânsul. Mulțumim frumos! N-aveți pentru ce. Mergem! Răzvan, cel mai bun jucător din Liga a doua, cum a fost această competiție cu Vapor? Bună ziua! Mi s-a părut o competiție grea, având în vedere că au fost echipe foarte bune și ne-am descurcat foarte bine în final și pe restul parcursului. Ești foarte tânăr, cum reușești? Mă mențin, joc fotbal și pe teren mare la LPS și aici este puțin mai greu că sunt spații mai mici. Cum ți se pare această întrecere cu Cupa Porcului? Este o competiție frumoasă, se astrâng foarte multe persoane, este preocupare. În caz porc împreună cu adversarii astăzi? Da, ce să facem, mâncăm. Mulțumesc! Vi-l prezint pe nou președinte. Domnule președinte, 10-a ediție a Cupei Porcului. Iată o competiție care merge mai departe într-un ritm frumos și cu o audiență demnă de meciurile mari.
Da, cred că mai important e trofeul, că anul ăsta e un pic mai mare decât în anii precedenți, fiind o ediție de aniversare, să spun așa, a 10-a la competiția importantă și a 4-a la cea amatorilor. Ne-am gândit să fie și premiu pe măsură și aici vorbesc de pomana porcului care urmează acum pentru toți cei care au jucat finalele astăzi. Noi suntem mulțumiți, în primul rând, fericiți că am reușit să ducem la capăt două competiții puternice, în primul rând, grele, pentru că au fost un număr foarte mare de echipe la start. Cred că toată lumea s-a bucurat de și se bucură în continuare de ceea ce facem noi la Dolce Vita și cred că cei mai importanti sunt jucătorii, pentru că ei își dau viața pe teren, cum se spune. Într-adevăr, competițiile cresc de la an la an și asta ne bucură. Cred că toată lumea observă că mini-fotbalul în județul Gorj este într-o continuă creștere, poate și datorită nouă celor care încercăm să-i aducem atât pe tineri cât și pe cei care iubesc fotbalul în incinta complexului Dolce Vita să practice un joc într-un cadru organizat și de ce nu să plece acasă liniștiți, poate un pic transpirați. Astăzi, în ultimul act, suspans până la final. Da, într-adevăr, deși sunt două echipe care, cel puțin pe Pepi Dolce Vita, n-au mai ajuns în finală în ultimele câteva ediții, iată că au reușit anul acesta să ajungă în finală, un meci foarte disputat, cum l-ați văzut și dumneavoastră, cum au văzut și cei care ne-au urmărit atât live cât și din tribuna, care la un moment dat era neîncăpătoare. Un joc puternic, mare parte a oamenilor sunt oameni care, jucători care au deja experiență la minifotbal și se vede lucrul ăsta. Pe noi ne bucură lucrul ăsta că suntem în creștere, cum spuneam mai devreme, și probabil jucătorii și echipele pe care le-am văzut astăzi vor ajunge și la competițiile de nivel național și vor încerca să ridice minifotbalul gorjean cât mai sus în ierarhia națională. Mulțumim! Mulțumesc! Se aude? Cel mai bun jucător? Cupa Porcului alături de echipă, un turneu reușit. Mulțumesc! Sunt recunoscător pentru titlul ăsta, chiar mai ales la vârsta mea. Într-adevăr, este un trofeu muncit. Nu e ușor să câștigi Cupa Porcului cu atâtea echipe bune aici, cu atâtea jucători. Sunt mulți jucători care sunt peste mine, dar eu chiar am făcut un turneu bun, nu mă laud, dar am făcut un turneu bun nici, mai ales în final. Ce să mai zic? Cu atât mai dulce succesul, cu cât a fost obținut la loviturile de departajare? Se poate spune și asta, da. E, chiar e mai frumos să-l câștigi la loviturile de departajare decât să-l câștigi în teren la o diferență de vreo 3-4 goluri. Chiar și la un gol e mai frumos la lovituri, e mai palpitant. Îmi place. O bucurie suplimentară de sărbători acest sport? Da, este o mișcare. Eu chiar fac mișcare foarte multă. Sunt aici prezent la Dolce Vita aproape continuu, sfârșit de săptămână, mereu, să ne mai menținem și noi în formă și ceilalți sunt mulți care mai sunt de vârsta mea și încă mai putem să jucăm. E bine pentru sănătate. Mulțumim. Cel mai bun portar și Cupa Porcului alături de Pepi Dolce Vita, sfârșit de săptămână reușit. Da, mulțumesc. Ce să spun? Foarte greu, o cupă râvnită de noi, câștigată aproximativ numai de Dream Team. Acum ne-a revenit nouă, poate pe muncă, pe foarte, foarte multă muncă. Greu, dar frumos. O bucurie suplimentară de sărbători acest porc. Da, o bucurie foarte mare. Mulțumim tuturor echipelor participante. Ce să vă spun, mulțumim organizatorilor. Ne vedem la anul. Cu acel penalti apărat și unul dintre protagoniștii finale. Se poate spune și așa. Eu joc să ajut echipa. Acu ce vrea Dumnezeu. Dacă poți să aperi, aperi. Dacă nu, cum poți. Mulțumim frumos. Cu plăcere.